Hei, salut, bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vorbesc despre o temă care mi-a venit pe mail. O temă interesantă, se numește infidelitate cu rezultate, cu victime colaterale, cum ar veni. Pe scurt, povestea este așa, cuplu căsătorit, el evadează din conjugalitate, cum s-ar spune, își face o amantă mai pe directe, pe care o lasă însărcinată. Probabil fiind un alt bărbat care crede că își stăpânește perfect robinetul și că poate să dea pe lângă la comandă. Iată că mai există cazuri în care chestia asta nu funcționează, așa că dacă măcar dacă vă faceți amante, folosiți fraților prezervativ ca să nu vă treziți cu nota de plată. Ideea este că soția a aflat faptul că amanta va avea în curând un copil, deci și soțul, extraordinar, și acum cumva este confuză pentru că nu știe ce să facă. În principiu, ea când este prezentă, soțul îi arată iubire și spune că o iubește, când nu e atentă, zboară în partea cealaltă. Băi, acum, ce pot eu să comentez despre chestia asta? Întrebarea ar fi, dacă ești soție și pățești chestia asta, de ce permiți să se continue această relație? Unde crezi că se va ajunge? Pentru că din moment ce există un copil și nu se poate pune problema de întrerupere de sarcină, deci copilul ăla va continua să crească, e clar că acest tată va trebui să-și asume niște responsabilități, asta vrei. Pe de-o parte, ceea ce înseamnă că va exista și amanta în peisaj, chiar dacă relația lor se încheie, da? Știi cum e, adulții se despart, dar copiii în continuare au părinți. Așa. Și pe de altă parte, cum poți să crezi că abia după ce a realizat că are probleme, și anume că amanta va avea un copil și a dat seama cât de mult te iubește pe tine. Asta mi se pare niște minciuni și niște iluzii crâncene, niște o agățare de niște filme proaste până la coadă. Ok, n-am spus că automat dacă apare infidelitatea trebuie să rup relația sau... Dar aici nu despre asta e vorba, adică nu e vorba de faptul că, despre faptul că omul a ieșit un pic în decor, nu, a ieșit cu totul în decor, adică a ieșit cu înmulțeală în decor. Nu știu dacă e oricâte sentimente ai avea pentru o persoană, pe lângă faptul că te trădează și te înșală în halul ăla, după aia chestia asta se lasă și cu urmări, ce fel de dovezi suplimentare mai vrei să ai? Despre faptul că omul ăla nu te respectă, nu te prețuiește niciun fel și nu-i pasă practic de tine sau nu-i apăsat de tine, că dacă începe să-i pese după, nu prea mai contează, nu? Așa că da, iată, există această infidelitate cu urmări și în general, acolo unde nu există atenție, există aceste urmări pe care putem să le trecem la capitolul victime colaterale, pentru că din păcate acel copil nu va avea nicio vină pentru faptul că niște inconștienți l-au adus pe lume. Nu există, de altfel, nicio certitudine a faptului că amanta și cu soțul din partea asta vor continua pe același drum. Deci, iată, lucrurile sunt îngrozitor de încurcate și pentru ce? Pentru niște oameni care se coțăie, cum ar veni, fără să le pese de consecințe. Pa!